Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să vă prezint un film mai deosebit față de cele pe care le fac eu în mod regulat, în care o să vă arăt câteva produse achiziționate de pe faimosul site chinezesc Temu, sau și mai clar, o să vă spun că am fost contactat de cei de la Temu, care mi-au oferit un credit de 600 de lei, cu ajutorul căruia să cumpăr orice doresc de pe site-ul lor, așa că m-am hotărât să accept provocarea Temu și să încerc și eu câteva produse de la ei, evident legate de pescuit, și cu ajutorul cărora să-mi completez echipamentul, dar și să-mi ușurez viața la pescuit, în general vorbind. Ca fapt divers o să vă mai spun că multe produse existente pe piață sunt fabricate în China, începând de la mașini, calculatoare, televizoare, cârlige de pescuit, lansete, mulinete, fire de pescuit și tot felul de alte obiecte pe care le folosiți poate în mod frecvent, însă sigur nu v-ați arunca niciodată ochii pe etichetă ca să vedeți unde sunt fabricate. Așa că am zis, de ce să nu cumpăr direct de la producător pentru a ieși mai ieftin? Zic și eu. Practic voi prezenta produsele pe rând, voi afișa pagina de unde pot fi achiziționate, unde puteți vedea mai multe detalii, inclusiv prețul, și îmi voi spune părerea despre fiecare în parte. Nu vă speriați pentru că nu sunt foarte multe și așa cum v-am spus, durează doar câteva minute. Mai mult, o să vă mai informez că dacă descărcați aplicația Temu cu ajutorul linkului afișat acum pe ecran, apoi introduceți codul DU9758, veți căpăta și un cupon gratuit de 485 de lei. Iar dacă intrați pe acest al doilea link, veți putea obține o reducere de până la 70% la unul dintre produsele pe care le-am cumpărat și eu, însă această reducere este valabilă doar pentru utilizatorii noi ai Temu. Rețineți că toate informațiile afișate pe ecran până acum pot fi regăsite și mai jos, în descrierea videoclipului. Deci, haideți să trecem direct la unboxing ca să nu mai pierdem vreme. Aici trebuie să vă mai spun că Temu oferă transport gratuit la multe, multe produse. Așa. Deci nu trebuie să vă faceți probleme din punctul ăsta de vedere. Acum să-i dăm încep să vedem ce am primit noi aici. Ca să le scot întâi și după aia o să vi le arăt așa separat pe fiecare și o să-mi spun părerea pentru că până la urmă și eu sunt curios la ce calitate sunt, cum funcționează, etc. Pentru că pur și simplu aveam nevoie de o mulinetă mai țăpănoasă așa, am comandat o mulinetă. Care o desfacem acum. Are un tambur de plastic, apropo, am comandat mărimea 6000, mai era una și mai mare, mărimea 7000, dar eu știu mărimile astea chinezești cum bat, cum nu bat. Tamburul de plastic nu mă interesează, hai să punem cutia asta deoparte. Ia uite ce frumos arată așa, numai culorile ți iau ochi așa, negru cu roșu. Ia să vedem. Metal. Asta nu e metal, e plastic, corpul, dar e, ba nu, e tot metal, da, metal, e rigid, nu mișcă neam. Bun, deci talpa ok, hai să-i strângem manivela, place, are o formă așa ergonomică mânerul ăsta aici, braț metalic. Învârte fără zgomot, văd, nu face niciun sunet. Vedem dacă are antireturi infinit. Da, uite, încerc să dau în spate, se oprește instant. Acolo unde vreau să dau înapoi, nu mai vrea, se penește. Am luat special, am o lansetă mai țeapănă, pe care o să o montez unineta asta mai încolo un pic. Pentru crap e lanseta, e feeder de fapt, dar e foarte țeapănă. Și așa că am luat special o mulinetă cu bait runner, adică ăsta de aici. Practic sunt două frâne, e una aici în spate. Oră, mulți dintre dumneavoastră știți lucrurile astea, dar vreau să vă arăt marfa ca să vedeți că totuși mie mi se pare că e lucru de calitate ce e aici. Așa, deci să vedem cum se învârte. Suntem pe bait runner, adică lasă momeala să fugă, se învârte foarte ușor. Am dat. Am făcut un click, ia uite. Și de-abia mai pot să o clintesc. Asta se reglează de aici, mai moale, mai tare, în
Pagina de pe site, unde puteți vedea detaliile, zice că frâna are o rezistență de aproximativ 15 kg maxim, deci frâna principală. Iar bait runner-ul se reglează de aici, reglaj micrometric, foarte, foarte mișto. Chiar mulineta asta îmi place la nebunie și numai bună, nu e nici mare, nu e nici mică. Eu zic că e bună de crap, cu un fir corespunzător poți să dai și la somn cu ea. O să vă dau așa o privire mai de aproape acum, ca să vedeți aici că are 12 plus 1 rulmenți. M-am întrebat și eu oare unde intră atâția rulmenți, dar o să fac imediat un test care o să vi se pare interesant. Și vedeți și câți metri de fir intră pe ea. Deci de 0,45, 120 de metri. Bun. Haideți să vă arăt testul pe care îl fac eu la orice mulinetă și dacă găsim un rulment acolo, sigur îi are și pe alți 12, ca să nu mai fie discuții. Proba pe care o fac eu de obicei este să mă uit la rulmentul ăsta de aici, de la galet. Deci o să-i desfac pur și simplu șurubul ăsta. Este bine strâns. Deci îl desfacem și ne uităm acolo. Dacă acolo e un rulment din ăla micuț, înseamnă că e ok, nu e nicio problemă. Dacă găsim un, cum îi zice, din ăla, ia uite rulment. Deci nu este bucșe, este rulment. Asta îmi dă o mare încredere. Deci acum știu sigur că această mulinetă chiar conține rulmenții care zice acolo. Nu pot acum să o fac bucăți pe toate, că ar lua prea mult timp, dar aș băga mâna în foc pentru ea. Oricum, eu zic că e chiar superbă, foarte frumoasă, ce să mai... Sper să și meargă să mă țin 1000 de ani. Ia să vedem cum stă pe băț. Ce vorbești, frate? Zici că de aici era să nebunesc. Țapână. Uite cum sfârie firul. Da, fix pentru mulineta asta. Nu mai bine, cred că 300 de metri mi-ajung să umplu tamburul. Al doilea obiect pe care l-am achiziționat de la Temu, pentru că pur și simplu aveam nevoie de o umbrelă nouă. Eu am deja o umbrelă, dar a mea este destul de rablagită și de veche și nu-mi place. O să vă spun imediat ce nu-mi place la ea. Hai să o vedem și pe asta. Ce vorbești, frate? Uite ce husă șmecher are. Mă rog. Husa, da. Comodă la transport, o iei pe umăr și ai fugit cu ea. Hai vedem ce e înăuntru. Și eu sunt curios. Ce umbrela, frumos ambalată. Așa, piciorul. Și are și țăruș, cum să, nu știu cum se numește șmecheria asta. Numai bine, o să-i facem și probă, că tot a început să sufle vântul pe baltă, așa că o să vedem în direct. Zice că rezistentă la vânt, dar și la radiații UV și la căldură. Așa cum am zis, este foarte comodă la transport, pur și simplu o iei pe umăr, îmi place cum e pusă și curelușa asta, e, nu e dintr-un capăt într-altul soția așa ca pe pușcă, pur și simplu vertical, așa în jos. Mă rog, asta e un lucru prea important. Hai să vedem umbrela în sine, că pe noi asta ne interesează, nu? Că nu nimeresc aici, are, ia uite, cu țac, frumos. O țin acum împotriva vântului. Vergelele astea nu par să se îndoaie. Nu știu ce sunt, sunt fibre de sticlă, nu e metal. Hai să-i pun și
suportul care se înfige în pământ. Pentru prinderea umbrelei, producătorul a furnizat o chestie așa cu 3 sepușe și cu filet. Aici jos, în partea de jos a umbrelei, este filet deja. Pur și simplu băgăm ăsta aici, bine, bine. Potrivim sepușele ăștia la unghiul care vrem noi, văd, se poate roti, îl strâng și rămâne înțepenit acolo. O chestie bună. Haideți să-i facem și probă. Locul unde ne aflăm este destul de pietros, ca să zic așa. Însă, hai să testăm suportul să vedem. Pur și simplu îl punem acolo și îl călcăm cu piciorul. Intră destul de greu. Așa cum v-am zis, e mult pietriș aici. Însă intră. Hop. Solid, nu s-a îndoit, deci e oțel. Pare să fie ok. Ia uite că am și înfipt-o. Sincer, mă mir că ține sărușul ăla subțirel. Deci ăla, sincer, nu prea îmi place. Umbrela, în schimb, mi se pare foarte bună. Suflă vântul destul de tare. Ia uite, uite valurile pe Dunăre cum vin. Și totuși ea nu se îndoaie prea mult. Se îndoaie, e elastic, asta e partea bună. Dar chestia că rezistă, deci stă bine înfiptă. Oricum, eu am un suport al meu în cazul că vine uraganul Katrina și riscă să-l smulgă din pământ de acolo. Nu-i nicio problemă, umbrela să fie bună. E, și aici vreau să vă arăt o chestie. Deci pe exterior este un strat, vedeți, ăsta albastru, și pe interior este neagră, așa, o culoare neagră. Acum s-a adaptat camera și nu se vede culoarea normală. Asta cam așa, ceva de gen. Bate soarele pe ea, dar nu se vede absolut nimic. Ia uitați spițele aici. Asta are o articulație dublă, capete de plastic. Deci ce vreau să vă zic, umbrela mea și așa e coaptă. O să facem acum un test cu umbrele pe care sigur nu l-ați mai văzut până în momentul ăsta. De ce am vrut să schimb umbrela? O să vă explic acum clar de ce nu-mi place umbrela asta mai veche, chit că ea mai ține când mai ține. Pur și simplu materialul din care este făcut acoperișul nu este bun. Am aici o lanternă, uite, o aprind, o sting, o aprind, o sting, ea aprinsă, da? O bagi sub material și uite cum se vede, observați? Deci efectiv stăteam sub ea și simțeam căldura soarelui. Deci ai iluzia că stai la umbră, dar de fapt tot în soare stăteam. Deci nu mi-a plăcut chestia asta. Lăsăm aprins și băgăm lanterna sub ăsta de aici. Ia uite. Vedeți ceva? E aprinsă, da? Băgăm la loc. Absolut nimic. Hai să facem umbră. Se vede ceva? Nu se vede nimic. Deci de asta am luat-o, pentru că are un strat căptușit cu negru la interior, care nu lasă să treacă căldura și radiațiile ultraviolete, și stratul ăsta de deasupra este antiploaie, deci dacă cade apa pe ea și face picături așa, nu se îmbibă în apă, spre deosebire de astălaltă. Deci mare diferență, ia uitați, material străveziu care ține doar de ploaie, să zic așa, nu ține umbră, doar creează iluzia de umbră. Și material dublu, meseriaș, ia uite, lanterna e aprinsă, da? Pe deasupra, umbrela asta are aici și umbrela chinezească, vreau să zic, are niște deschizături prin care aerul circulă pe sub ea, deci nu se acumulează căldura. De asta am luat-o, că mi s-a părut foarte, foarte interesantă. Ia uite că și zice factor de protecție ultraviolete, mă rog, nu că știu, o chineză, dar presupun că asta înseamnă 50+. Da? Ok. Așa cum știți, mie îmi place mult să mă duc și prin locuri din ăștia foarte sălbatice, de exemplu pe clisura Dunării. Sigur, cei care urmăriți canalul cunoașteți lucrul ăsta despre mine. Așa că m-am gândit că m-ar ajuta mult în viața asta de pescar un rucsac. Am comandat și un rucsac din suma aia pe care mi-a acordat-o Temu. Am luat unul de 30 de litri, rucsac tactic, așa îi zic ei.
30 de litri ca și volum, așa, mai erau unele de 50 de litri. N-am fost hotărât de care să iau. Acum mă gândesc că poate totuși ar fi fost mai bun unul și mai mare. Deși și ăsta este foarte încăpător. Ia uite că dacă îl extinzi așa, intră ceva în el. Mi se pare că e un pic cam îngust. Poate ăla de 50 era ceva mai la, dar ok, pare așa ca și dimensiuni suficient de mari. O să fac o probă, să pun în el ceva, să văd ce are. Are tot soiul de curelușe, de cleme, de așa. N-am avut niciodată un rucsac, trebuie să recunosc. Și m-am gândit că acolo, pe clisura Dunării, unde urci și cobori pe tot felul de pante de-astea abrupte și nenorocite, un rucsac prins în spinare ar fi de-a dreptul grozav. Așa, ia să desfacem, să vedem, nici nu dau seama pe unde se desface, frate, așa de... Are aici, asta are două fermoare. Așa. Vreau să văd așa cam cât e de încăpător, are mai multe compartimente. Fermoarele mi se par țapene, sunt mari, are tot felul de buzunărașe, mare și aici în față. De bretele, văd că are inele din astea metalice de care poți să atârni diverse obiecte sau și aici. Ia uite, sunt și pe partea asta. Hai să băgăm ceva în el. Vedem așa că cum vine. Am aici următorul obiect pe care vreau să vi-l prezint. Îl bag așa cu totul. Să văd dacă încape. Mai multe curiozități. Asta era ideea. Da, uite că a intrat. Pe lângă asta, aici poți să bași pungi de nadă, o cutie cu tot soiul de ace, chiar mi se pare ok. Și pare și foarte bine cusut și rezistent. Ia uite, și pe aici, ce vorbești? Chiar e șmecher. Singura chestie, îmi pare rău că nu l-am luat pe ăla mai mare, dar ăla era ceva mai scump. Acum, da, plac și culorile. Chiar e frumos. La aici poți să bagi acte, poți să bagi diverse lucruri. Place mult cum stă rucsacul în spate. Am băgat în el niște pușc cu nadă, că am zis să văd așa cam cum se simte. E ok, chiar super ok. Plus că ai mâinile libere și poți să faci ce vrei. Un alt lucru de care au nevoie pescarii, printre care mă număr și eu, sunt cutiile în care să poți să-ți organizezi toate mărunțișurile. Și special pentru lucrul ăsta am luat de pe Temu o dita mai cutioaia. Îmi place și culoarea. Îmi place plasticul așa acum la prima pipăială, să zic. Are niște pereți din ăștia despărțitori frumoși. Să o faci tu aici cum vrei. Deci pui unde trebuie perete sau nu trebuie perete. Chizătorile sunt cu clic, ia uite cum fac. O să desfac asta în veci. Și pe deasupra are și două părți. Deci are și pe partea aia, are și pe partea asta. Ia uite. Ca să poți să bagi ca lumea în ea. Foarte utilă, foarte bună. Am căutat mult după ea, trebuie să vă zic, atunci când căutați să vă uitați neapărat la dimensiuni, lungime, lățime, înălțime, pentru că mai sunt și poze din astea, nu știu, arată cutia, ți se pare că e mare, dar în realitate e mică. Dacă cauți, găsești și dimensiunile pe site-ul lor, deci îți dau absolut toate informațiile. O să pui în cutie absolut tot ce vrei, ți le organizezi frumos. Metoduri, eu pescuiesc mult la metod și nu-mi place să mi le țin împrăștiate, le aveam prin niște pungi, nu vă spun, deci probleme mari, frate, nu așa, chiar sunt probleme mari cu organizarea. E mișto să le ai pe toate așa într-o cutie, eu până acum am câteva cutii, dar sunt mai micuțe și nu știu, sunt cumva înghesuite. Asta chiar îmi place, plus că are capacul transparent ca lumea, ia uite, și vezi ce e înăuntru, ce să mai zic, asta mi se pare chiar o achiziție foarte bună. Obiectul numărul 5 sau al câtelea e. Sunt curios dacă cineva știe să-mi spună repede ce e ăsta, fără să se gândească prea mult.
Eram convins că nu știți. Hai să desfac. Iarăși o chestie interesantă pe care am găsit-o la ăștia pe Temu. Hai să tai și asta. Ce credeți că e obiectul ăsta? Chestie foarte utilă. Pur și simplu este o găleată pliabilă. O împinge așa frumos. Ia uite. Și s-a făcut o găleată, nu știu câți litri are, dar cred că vreo 7-8 are. Am luat-o special rotundă, pentru că aveau și pe format pătrat, același model pliabil. Am luat-o rotundă ca să pot să prepar nada în ea, pe lângă faptul că pot să cari apă și alte lucruri pe care le faci în general cu gălețile, dacă e să vorbim așa. Se pliază, se depliază ușor. Chiar o să fac o tranșă de nada, așa de curiozitate, să văd cum este. Are mânări, ia, cel mai ușor, ții de mânări și împingi fundul, da. N-am avut niciodată așa ceva și mi s-a părut interesant. Adică am luat-o pe asta special ca să pot să o bag în rucsac și să car și găleata după mine pe lângă nadă, ace și alte chestii pe care le mai folosesc. Bineînțeles că din selecția mea nu puteau să lipsească și ceva fire de pescuit. Mi se pare corect, am ulineta aia și trebuie să o încarc cu ceva. Așa că am luat un tambur, are 300 de metri, deci 0,28 mm și ține 54 de livre. O livră egal cu 0,45 kg, ceva de genul, deci înseamnă că firul ăsta ține la vreo, 30 de kg cu aproximație, așa. Deci foarte rezistent la o grosime nu prea mare. Este un fir împletit în 8. La atingere, așa pot să vă zic că este foarte fin. Foarte fin. Știu că există și fire care sunt împletite din 12 fire și care au un profil mult mai rotund, dar asta nu mă deranjează prea mult. Ia să tragem un pic de el așa, sper să nu mă tai la mâini. Nici o șansă, nici o șansă, nici măcar. O să-l încarc pe mulinetă, pentru că stă mulineta aia de pomană, nu? E păcat. Așa, și pe lângă firul ăsta de 0,28, am mai luat încă două role mai mici, pe care le vedeți acum. Hai să le scoatem. Toate produsele sunt tare frumos ambalate așa. Ia uite cutiuță, nu știu ce. Apropo, firele astea mai mici sunt de la aceeași firmă ca și mulineta, Shugilang sau nu știu cum se numește, că nu prea le-am cu pronunția. Ăsta este de 0,18 mm și albastru. Ia uite ce frumos e. La fel împletit din 8 fire de polietilenă. Ăsta la altul, ia uite că pe aici se desface. Ăsta la altul e ceva mai subțirel. Are, unde scrie aici, 0,14 și e verde. Haideți să-l scoatem și pe ăsta din cutie. Ăla e sigilanul, așa. Deci, chiar nu am desfăcut produsele înainte să văd ce e acolo, dar, na, asta nu e o problemă. Ia uite-l și pe ăsta. Om abun de legat, forfoace, de pescuit la finețe. Și în general vorbind, eu prefer firele textile pentru că sunt mult mai rezistente decât nailoanele, transmit mult mai bine mușcătura, așa ca fapt divers, și țin și mai mult în timp, adică nu se coc așa cu una, cu două. Bineînțeles că setul nu ar fi fost complet dacă nu cumpăram și niște cârlige. Am aici o cutiuță. Sunt cârlige pe care mărimea 1 cu 0, așa. Sunt foarte țăpănoage, sunt 50 de bucăți în cutiuța asta și a costat doar 9 lei cutiuța, deci imaginați-vă ieftineaua, nu așa? Asta dintre toate produsele pe care le-am luat astăzi e cea mai bună afacere. Au contraspin, au ochet și pe deasupra, hai să le trec peste unghie să le testez, și sunt și foarte ascuțite. Hai să mai luăm unul. Ia uite. Efectiv se înfige, nu alunecă absolut deloc. Deci chiar
mi se par de o calitate foarte bună și cârligele. Pentru final o să vă mai spun că Temu asigură transport gratuit la majoritatea produselor pe care le comercializează și cam asta e. Vă doresc fir întins, urmăriți în continuare canalul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați în cazul că nu e prea mare deranj.